Polițiștii au identificat ieri, 27 ianuarie, un băimărean urmărit internațional, pe numele căruia autoritățile judiciare din Italia au emis un mandat european de arestare pentru comiterea infracțiunii de proxenetism. Băimăreanul a fost prezentat parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, care a dispus reținerea pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat Curții de Apel Cluj cu propunere de arestare.